Salutare urmăritori și bun revenit pe canalul meu. Numele meu este Mariu și astăzi o să încercăm să, în mare parte, să restaurăm acest plastic. Bine, e mult spus restaurat, dacă se poate vedea este foarte albit, îmbătrânit să zicem așa. O să încercăm să-i dăm un luciu cu o metodă simplă. În realitate sunt 3 metode pentru a restaura acest material. Ori se dă jos, se vopsește, se trebuie să se vopsește, se lăcuiește, sau mai este posibilitate cu un pistol cu aer cald să-i dăm recoloarea, dar în anumite cazuri nu este excelent, sau putem folosi un dressing. Astăzi avem nevoie pentru această procedură, avem nevoie de un pad, de un burețel, de un dressing. Eu folosesc un dressing lichid, practic este un dressing lăptos. Ok, o să-l aplicăm pe acest burete și o să încercăm să vedem. Am aplicat produsul pe pad. Acum o să încercăm să îl vedem dacă se vede un rezultat. Dar, sincer, chiar se vede unul destul de ok. Bun, nu trebuie să apăsați exagerat de mult. Dacă ați aplicat mai mult produs, o să trebuie să-l ștergeți după aia, cum o să facem și noi. Bineînțeles. Ok. Lăsăm, practic, sau poți să-l lăs să se usuce. El când se va usca, se va vedea plăcut. Nu este un silicon, vă spun de la început. Deci nu are efect de silicon, să zicem că rămâne lucios, cum se vede acum în material. Dar efectul este destul de plăcut, zic eu. Ok. Bun. Bun, o să lăsăm să se usuce produsul și o să vedem rezultatul final. Până se usucă, o să aplicăm și pe acest bandou de la portieră, care și la fel este asemănător. În alte clipuri o să vă arăt și cum se face prin procedura cu pistolul cu aer cald. Ganul cu aer cald, să zicem așa. La fel, folosim buretele, foarte atent aici, pentru că e o linie subțire. Dacă cumva spăla mașina și nu vreți să o mai murdăriți, vă recomand să faceți, să îndoiați puțin, să folosiți doar colțurile. Ok, și efectul chiar se vede la prima aplicare. Ideal ar fi să aplicați de 2-3 ori, faceți așteptați să se usuce produsul și reaplicați. Eu zic că este un efect destul de ok. Insistați în margini foarte mult. Ok. Nu aplicați foarte multă presiune. Cam asta este procedura după prima aplicare. Dacă cumva vi se pare că este prea lucios pentru voi, puteți folosi o lavetă și veniți și mai ștergeți din produs. Și el, bineînțeles, o să dea un efect de mat. Bineînțeles, după câteva minuțele. Ok? Și cum putem vedea, suprafața a rămas super. Ok? Eu zic că este un efect destul de frumos, adică i-a schimbat mult aspectul mașinii această procedură. Și hai să vedem și în zona asta. Ok. Aceea este doar o singură aplicare. Doar am vrut să vă arăt o demonstrație cum lucrează produsul. Ok. Eu zic că efectul este de una destul de calitativă. Bun, procedura asta nu are durată foarte lungă. Exemplu, la undeva la 2 spălări, la o spălare, trebuie să repetați această procedură. Pentru că este o procedură temporară, să zicem așa. Practic, este un dressing, nu este o vopsea specială pentru treaba asta. Și este și una economică din punctul ăsta de vedere. Eu zic că efectul e destul de plăcut. Acum, mai sunt elemente. Dar aici chiar îmi place cum a ieșit. A ieșit super.
foarte bine. Și bineînțeles, ar mai fi partea asta, dar aici nu este foarte afectat, dar o să dăm și pe partea aia. Inclusiv pentru acest plastic. Și aici puteți aplica acest produs fără nicio problemă. Doar fiți atenți la geam să nu murdereți geam. După mai avem bara din față, care în mijloc zona asta este destul de afectată. Ok. Dacă aici cumva nu aveți loc de burete, puteți folosi inclusiv o lavetă, dar cu buretele se aplică mult mai ok. Hai să facem și procedura asta și revenim. Hai să începem. Încolo. Asta? Și tot așa aproape? Ai dat? Da. Cam asta este și rezultatul. Ideal ar fi am încercat și metoda, să zicem așa, cu îl aplici și imediat îl ștergi. Ideea e că este mult mai bine să-l mai lăsați câteva minute și după aia să vin să ștergeți, pentru că aici deja revenim la efectul normal, deci nu este o posibilitate bună. Lăsați să penetreze, să îmbine plasticul bine, se usuce cât de cât și după aia veniți cu o lavetă să ștergeți. Din punctul ăsta de vedere se vede mici diferențe, dar oricum efectul este mult mai bun. Aici, după ce l-am lăsat bine să se usuce și l-am șters, vedeți că a rămas un efect premium, foarte calitativ. Bineînțeles, n-a scos grieturile, dar arată foarte bine acum. Cam asta a fost clipul, oameni buni. Nu uitați să apăsați un mare like și noi ne vedem în următorul clip. Dacă vă place genul ăsta de conținut, abonați-vă!